Salutare salut, tuturor! Salut, salut, tuturor! Mă bucur să ne revedem la o nouă săptămână plină de lectură și de povești pe pagina Clubului de Carte cu Copiii la Povești. Continuăm seria lecturilor uh, citite online pentru voi atâta timp cât rămânem acasă. Noi ne facem treaba cât se poate de serios și vă aducem câte o nouă poveste în fiecare zi. Arată-te rog ce o să citim astăzi! Este vorba despre cine se teme de iepuroiul cel rău. Hai să vedem despre ce e vorba în povestea de astăzi. Ce ziceți? Săptămâna aceasta am ales să vă citesc doar povești scoase la Editura Cartema. Asta deoarece cei de la Editura Cartema sunt preferații mei în materie de cărți pentru copii. Haideți să vedem de ce o fie prooiul nostru atât de rău și de ce toată lumea se teme de el. Haideți să pornim la drum! Bă, bă, bă. Mie foame, spuse Leni, cel mai mic dintre iepurași. Mie mi foarte foame, spuse Beni, iepurașul un strop mai mare decât Leni. Mie mi foarte, 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 foarte foame, spuse Barney, iepurașul mult mai mare decât Leni. Ei bine, unul dintre noi ar trebui să aducă morcovii din grădină, spuse Betty cea mărunțică. M voi merge eu, se oferi Leni și plecă. Înainte de a merge mai departe în poveste, aș vrea să îmi spui, iubire, care crezi tu că e Leni, cel mai mic dintre iepurași. Asta. Exact. Și atunci, oare care este Benny, care e iepurașul puțin mai mare decât Leni? Aha, și care crezi că e mult mai mare decât Leni, iepurașul Barney? Asta. E și eu cred la fel și atunci a mai rămas unul singur. Cea mai mărunțică dintre iepurași este Betty. Da. Mulțumesc! Hai să vedem povestea noastră mai departe. Așadar, Leni s-a dus după morcovi, dar abia apucă micuțul să scoată din pământ un morcov mare și suculent, când ah, lângă el a apărut iepuroiul bătăuș. Ia uitați-l ce mare e și destul de urăcios și după privire, nu? îi smulse bietului Leni morcovul din mână și îl împinse atât de tare încât acesta săracul, căzu în funduleț. Au! Morcovul ăsta nu i al tău, strigă el. De ce? Abia se auzi micuțul Leni. Pentru că ești foarte, 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 foarte prost, zbieră la el iepurașul bătăuș. Iar dacă vei spune cuiva că ți-am luat morcovul, te voi face una cu pământul. Ce urât l-a amenințat pe bietul lenii Acesta se întoarse în vizuină cu mâna goală. De ce n ai adus morcovi? Îl întrebarea frații și surioara lui. Pentru că sunt prost, spuse Leni aproape șoptit. Ei, nu ești prost, cine ți-a zis așa? Îl întrebare iepurași. Da, micuțul Leni n-a vrut să răspundă. Nu vă faceți griji, spuse Beni, mijlociul. Voi merge eu după morcovi. Și plecă. Toată lumea era la masă, uitați și așteptau să vină Leni cu morcovi. Dar amărâtul de Leni, uitați-l, s-a întors cu traista goală și tare supărat, până și joriceii se uită nedumeriți. În final îl vedem pe Beni care pleacă el să aducă morcovi. Iepurașul Beni abia apucă să scoată uh, din pământ doi morcovi suculenți când lângă el a apărut din nou iepuroiul bătăuș îi smulse lui Benny morcovii din mână și îl împinse atât de tare încât uu, acesta căzut direct pe spate. Morcovii nu să-i tăi, țipă el. De ce? întrebă cu răsuflarea tăiată Benny. Pentru că ești foarte, 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 foarte urât. Iar dacă vei spune cuiva că ți-am luat morcov, te voi face una cu pământul. Chiar avem de-a face cu un foarte rău. Bietul Benny se întoarse acasă și el cu mâna goală. Ei, hey, de ce n-ai adus nici tu morcovi? Îl întrebară Barney și Betty. Pentru că sunt prea urât, spuse Benny aproape șoptit. A, nu ești urât, cine ți-a zis așa ceva? Întrebară iepurașii. Dar Benny n-a vrut să răspundă. Nu vă faceți griji, spuse Barney. Voi merge eu după morcovi. Și plecă. Vedeți voi? Benny păția același lucru ca și Lenny, dar nu a avut niciunul dintre ei curajul să spună ce s-a întâmplat. Hai să vedem dacă Barney pățește la fel. Iepurașul Barney abia apucă să scoată din pământ trei morcovi suculeți când lângă el a din nou iepuroiul bătăuș. Morcovie, nu să i tăi, țipă el. De, 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 de ce? Se bălbui iepurașul Barney. Pentru că ești foarte, 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 foarte gras și foarte, foarte, foarte nătăfleț. Iar dacă vei spune cuiva că ți-am luat morcovul, te voi face una cu pământul ce urât zbieră la el, e puroiul cel bătăuș. Ei, și uite așa, bietul Barney s-a întors și el acasă cu mâna goală. De ce nici tu n-ai adus morcovi?" strigă Betty. Pentru că sunt grajină tăvleț." Suspină Barney, aproape șoptit. nu e adevărat! Cine ți-a zis asta?" întrebă el. Da, Barney n-a vrut să răspundă. Asta le întrece pe toate!" strigă micuța Betty. Barnei, tu nu ești gras și nătăfleț, iar tu, Benny, nu ești urât, iar Leni, tu nu ești deloc prost. Ziceți-mi, cine v-a zis toate aceste lucruri urâte? E puroiul bătăuș, spuseseră Leni, Beni și barnei aproape șoptit. Păi și de ce nu ați spus nimic? zise Betty. Împreună îi putem face față oricărui bătăuș. Ia uitați-o aici pe micuța Betty care se agită când aude asemenea grozăvie, nu e absolut deloc de acord cu ce se întâmplă și vrea să găsească o soluție. Așa că Betty cea mărunțică și-a luat frățiorii și au plecat în grădină după morcovi. Leni, Beni și Barney erau tare agitați, dar au cules repejor un morman uriaș de morcovi. Ia uite ce mulți, o roabă întreagă de morcovi au cules. Însă Dintr-o dată, pe cine vedem noi aici? Cine credeți că apare? Hai să vedem! Cine a iubire dintr-o dată? Iepurașul Bătăuș. Exact! E Iepuroiul ce rău! Morcovieștea, nu să ai voștri! Țipă el. De ce? Întrebă iepurica Betty. Pentru că ești o vată simplă, urâtă, mare, grasă și nătăfleață! Spie rău Iepuroiul Bătăuș. Ba, nu e adevărat, răspunse iepurica. Tu ești urât, mare, graș și nătăfleț. Mm, nu e adevărat, trigă iepuroiul. Dă-mi odată aia acum! Ei, vedeți voi când Betty l-a tratat pe iepuroiul cel bătăuș cu aceeași monedă cu care și el i-a tratat pe frățiorii ei? Nu i-a prea plăcut, nu? Așa e, deloc. Atunci Betty, Lenny, Benny și Barney strigară într-un glas. Nu! Iepuroiul fu atât de surprins încât pică de-a drept un fund cu o mare bufnitură. Zbuf! Da, mie mi-e foame! Se văicări cări iepuroiul bătăuș care, brusc, nu se mai simțea atât de mare și tare. dă niște morcovi! strigă el. Acum! Betty le-a șoptit lui Lenny, Beni și Barnei ceva. S-au opintit și i-au împins până când au răsturnat roaba plină cu morcovi. Ia uitați, hai să vedem unde e o răstoarnă. Ei bine, l-au făcut pe iepuroiul bătăuș una cu pământul. Ia uitați, au vărsat toată roaba de morcov peste el. A cerut atâția morcovi încât i-au dat o roabă întreagă, care l-au trântit direct la pământ. Iar acesta de atunci n-a mai chinuit în viața lui vreun alt iepuraș. Ei bine, vedeți voi, e puroiul bătăuș și a găsit nănașul, într-o formă chiar simpatică, în cea mai mărunțică dintre iepurași, în micuța Betty, care a avut curaj să își înfrunte dușmanul. Să știți voi, copii, că de foarte multe ori se poate întâmpla în viață ca cineva să vă năcăjească, să se poarte urât cu voi fără niciun motiv, ori pur și simplu să nu vă lase în pace. Iar voi, copii, trebuie să luați atitudine și cel mai bine ar fi ca atunci când simțiți că aveți un agresor în preajmă, să spuneți rapid unui adult exact tot ceea ce se întâmplă și să cereți ajutor. Să fiți curajoși și sănătoși și noi ne revedem mâine cu o nouă poveste. Până atunci, aveți grijă de voi! Pa, copii! Pa, copii!